No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Far Cry. Nu Far Cry 2, Far Cry 1. Pentru cei mai noi pe canal și nu sunteți mai la curent cu seriile mai vechi, am avut o serie de Far Cry 1, sub-ul Windows-ul și mi l-am downloadat ieri, l-am luat de la zero și am ajuns fix unde am rămas. Minte. Minte. Și cum putem băga un episod de Far Cry fără cel care face panoramă când îl bag în pe Skype, pe fundal și anume, prezintă-te domnule. Da, nu-mi place când zici prezintă-te domnule, bă, nu știu ce să zic, da. Bine, prezintă-te Gogule. Mai bine? Nu? Ce-ți prezintă-te Gogule, nu știu ce să zic, dă-i treci, fă misiune, hai, taci. Ok, dacă nu-l țineți minte când l-am mai băgat pe acesta într-un episod de Far Cry, parcă la episodul 10 sau, nu, episodul 11, de zicea niște chestii, parcă nu căutați Cătălin Radu Tănase Porp sau aia era la Half-Life 2, nici nu mai știu. Nici nu mai știu. Nu era la Half-Life 2 Cătălin Radu Tănase, tu atunci aici ai hai să ne pizdim într-una, într-una numai, hai să ne pizdim, hai să ne pizdim. Începeai să cânti, hai să ne pizdim, mai știi? Ți-ai adus aminte acum, nu? Da, ne-am amint. Așa. Unde dracu' ăsta? Uite-l aici. Acum pentru cei curioși o să continui seria de Far Cry 1 și de Far Cry 2. Acum o să vă întreb pe voi. Vreți să le fac pe amândouă simultan sau să le fac pe rând? Eu am zis să joci Far Cry Primal. O să ajung la Far Cry Primal, dar mai întâi să le iau la rând pe astea. Să termin și eu Far Cry 1 și 2. Eu acum nu știu să joc Far Cry 2 până Far Cry 1 îl termin, continui cu 2 sau să le joc pe amândouă. Adică azi spun un de la, mâine un de la. Eu sincer le-aș face așa, nu știu. Acum depinde și de ce vor subscriberi, așa că lăsați un comentariu. Și tu ce mai faci? Câteva cuvinte despre tine pentru cei mai noi care nu te cunosc. Eu fac bine, voi ce faceți? Te aștepți acum să-ți răspundă sau ce? Deci cu tine nu se poate lucra. Ce? Efectiv, deci nu. Mai devreme mă luai că caut. Mai vreau, mă luai cu chestii porno, șagul, dar cu ce vrea, cu iar mă faci mincinos? Stai, ce? Bă, tu zice de mine că mint. Mincinos. Hu, ce-a trecut racheta asta pe lângă mine? Și acum o să o bagi nou pe aia cu, iarăși minte, uitați. Da, vedeți? Minte, efectiv. Da, bă, mincinos rău o video asta, bulangiu. Bă, mă, băgăneam. Eu zic să-l batem. Dar ce, mamă, vezi mâine bătaia, n-ai văzut ce. Aaa, stai că-l prind eu pe stradă, nu? No, mi-a făcut. Da? M-a văzut unul, dar nu știu cine. Perfect, dă ăsta cu agheu după mine. Mai zici tu ceva totuși, că eu acum m-am concentrat aici să nu mă împuști ăștia. Ce faceți? Ce ziceți să facem o întâlnire de grup în care să ne... Nu știu, să facem cel mai mare gangbang posibil. Bă, no homo, please, no homo totuși. E YouTube, nu RedTube. Înțeleg că are mult mai mulți vizitatori site-ul RedTube decât YouTube, dar nici chiar așa. Să nu mai eu îi fac mai multe vizite ca pe YouTube. Cred că nu trebuia să zic asta. Nu trebuie. Se mai dă omul de gol uneori. Intrați pe retul, nu pe Pornhub, că Pornhub are virus. Poveste și în propria experiență. Nici niciodată să nu cătuiască tălnirea de tănase porn. Asta era la Half-Life 2 parcă. Da, bă, păcat că n-am mai filmat Half-Life 2 joc, era fain, dar nu prea se strângeau vizionări la el față de alte serii ce aveam atunci. Filmează Outlast. Să schimb ramul și procesorul și bag live-uri cu Outlast, nu doar episoade. Direct live ca să vadă lumea live cum mă cac pe mine. Nimă mâncare de maimuțe. Ușa, cum te caci pe tine? O, mă cac pe mine tot timpul. Ocazional mai... Nu, de vreo 3-4 ori pe zi, ocazional mai des. Sau chiar mai rar, nu știu. Stai că vine unul, vin chiar doi. Uite, am dat aici cu racheta. Unde-i mouse? Ah, l-am găsit.
Așa, așa, se iau deci televizorul ăla pe fundal. Mersi, mersi, bă, hai, direct copyright time. Da, desene animate, bă. Da, 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 din nou, copyright time. Păi tu știi ce copyright îți iei pe desene? Nu mi-am luat copyright în clipul ăla că am băgat de cedii, ăla cu desenele copilăriei. Nu cred. Ba da. Mi-am luat pe de cedii. Mă rog, că le-am băgat intro-ul. Pentru intro mi-am luat copyright, că de ce nu? Sănătate. Mulțumesc. Să crești mare. Bă, mă doare piciorul, bă, am fost accidentat. Cel moment când te lau subtil că știi să dai cu piciorul în minge. Acel moment când dai pe lângă minge. Și cum dracu te doare piciorul că ai dat pe lângă? Ai dat într-o piatră ceva? Am dat în cât se poate de tare în pământ. A, perfect, ce ai zis. Hai să dau, hai să bat câmpii, a? Nu, bine, asta am dat foarte strâmb. Foarte, foarte strâmb. Păi, a, puteți să calci puțin mai drept decât strâmb acum sau? Ce dracu zic și eu. Bă, hai să lăsăm dracu picioarele rupte și să trecem înapoi la episod aici. Pentru cei care n-ați văzut episodul anterior care a fost, cred că acum vreo 3 luni, trebuie să ajung niște antene de astea să plantez o bombă. Mai am antena asta și după aia văd eu ce obiectiv mai dau. Și din nou trebuie să mă prefac că nu prea știu ce urmează, dar m-am lucrat sigur știți cu toții ce urmează la fiecare episod, că jocul ăsta cred că l-ați jucat cu toții sau vi l-ați luat după ce am filmat atunci jocul copilării. De, am pus și în descriere numele jocurilor, tot primea comentarii gen cum se cheamă jocul ăla. Minte. E, ia uite-te la comentarii și mai vorbim după aia. Bă, dar tu atâta știi să zici? Îmi pare rău, dar m-aș uita la comentarii, dar nu știu să citesc. Femeie în alfabetul, drept, ce ești? Ce semne în alfabet, că sunt alfabet complet? Ești complet. Hai, acum am făcut niște... Bă, vrei niște cizme? Că am găsit aici niște cizme, chiar două perechi. Hai mă, că-s bune. Cred că-s vin. Uite la Nike. Nu știu, sunt negre, deci cred că da, habar n-am. Aș putea să mă sui în turnul după rachete și gloanțe de sniper, dar am destule. Hai să plecăm dracu de aici. Și am găsit acum că dacă dai pe F1 nu poți să vezi în third person. De-abia acum... Nu știi? Acum o știi. Am descoperit și asta după vreo 10 ani de când m-am apucat de jocul ăsta. Sau nici chiar 10 ani. Dar vreo 8 ani, cred că, nu știu. Am o istorie de vreo 8 ani cu jocul ăsta. De mic îl jucam, cred că eram la grădiniță când mi l-am luat prima dată. Iară minte. Aoleu. Păi dacă jocul s-a lansat în 2004. Mint. Și eu sunt născut în 99. Și pe la 2 ani m-au dat la grădiniță prin 2001. De la 2 ani ești dat la urmă. Acolo stau și acum, bine că... Stau aici într-o cameră separată. La mine aici știi ce? Prison break direct cu ăștia. Facem trafic de pufuleți. Cât timp poți trăi cu pufuleți? Până rămân fără. Măcar acum am găsit varianta la joc în engleză și nu în rusă cum era aia anterioară. Și acum ar fi trebuit să spui minte, e în chineză jocul sau ceva. Deși se aude și pe fundal. Se aude și pe fundal cum vorbesc ăștia în engleză. Eu o să iei de la capăt. Ce? Pentru că ca ăsta al câtelea episod ar trebui să fie al 13-lea, 14-lea? 14... 15. 15? 15. Eu să iei de la capăt. De ce? Pentru că până acum 14 episoade au fost în rusă și acum unul în engleză. O să fie mai multe în engleză. Nu e bine. A, și ce zici? Să șterg toate jocurile, toate episoadele sau mai bine să fac un play nou? Serie nou, Far Cry. Far Cry în engleză sau cum vrei să-i pun. Aia să fie Far Cry în rusă și ăsta Far Cry în engleză, a? Da. Bine, având în vedere că zic chiar mi-a scris unul comentarii de unde am luat Far Cry-ul. I-am dat link-ul ăla vechiul și i-am spus: "Bă, vezi că e în rusă jocul, vezi ce faci, dar face. Stai acum că eu am Battlefield 2 în engleză, sau nu mai știu ce. Joc zicea că l-are în engleză, în chineză, pardon." Cum să l-ai în chineză? De fapt e nașpa, rău, frate. Cu ocazia asta poți să înveți o limbă nouă, câteva cuvinte, dar le poți învăța. Apoi tocmai de aia. Ok, hai să mă pun pe burtă și să trag după ăștia. A, da bine că dă cu AG-ul după mine. A, da, da și cu... Da bine, da, și cu sniper-ul, că de ce nu? A, păi tocmai de aia. Stai că mă mai urc eu pe aici, pe undeva. A, am aici, unde stau un... Urcă-te la cer.
cât aș vrea să zbor. Și acum trebuie să bag melodia aia de la... Nu aia care apare la doza de hash, ci aia de la... Iris. Direct copyright. Să știi. Copyright time. Deci pe bulangiu ăsta cu sniper și mai... Mai e vreunul? Mai au unul în barcă. A, uite și un planor aici care pot să zbor până acolo. Hai să iau arma asta, direct F1. Păi mie îmi place când mă uit așa la asta, e mișto cum schimb arma. Dintr-o dată s-a schimbat arma. Șpoc, șpoc, șpoc. Hai să văd pe unde să aterizez. Ori aterizez pe barcă, dar mie că o să mor. A, aterizez lângă barcă. Hai că e bine așa. A, uite și pe ăsta aici. Din înapoi la F1. Hai că l-am luat. Sări. Ok, unde e plasa aia să urc? Uitați-le. Hai că o să termine cu misiunea, ca să e mai scurt. Oricum e episod de revenire. Următorul episod o să țină mult. Că o să fie misiune întreagă. Pe scurt, pe scurt, e lene să filmeze. Da, și asta. Nu, de fapt mie mi-e lene să randez. A, fain. Am găsit și butonul ăsta să-mi arate obiectivele. Cred că nu mai, nu cred că mai e vreunul pe aici. A, mai era ăsta. Ok, HP, rachete, armură. Bă, ce zici să, ce, la ce zici să renunț? Armă silențioasă sau pe 90? Eu să renunț la viață. A, atunci renunț la pe 90. Ce? Nu, de altă, dar mie că o să-mi trebuiască un aghiu cât de curând. Hai să plantez bomba și să plec. Eu zic să te simți. Da, aș bă din gură. Te ratați gropul în viață, David. Și anume? Nu știu. Puteai deveni un cercetător de succes. Da. Dar ai preferat să faci YouTube? Da. Se câștigă mult mai puțin. Ai mult câștigă de cercetorie. Da. Hai mă, nu mai bubuie. Ok, a bubuit. Mamă, cât damage mi-am luat. De la fucking explozia aia. Ok, și acum? Hai că se scufundă barca. Finish și lumină, și lumină așa frumos. Stânga, dreapta, artificii. Nu, no, artificiuri. Nu, no, cred că s-a terminat. A, vine un elicopter, fine. Vine un elicopter, nu e bine. Nu știu, cum te simți când filmezi ceva și vorbești singur în față, adică explici. Și vorbești singur, de fapt, adică explici. Uite, acum vine un elicopter, acum atac, nu știu ce, acum nu știu ce. Mi se pare mai puțin că am citat prim. A, o, a murit, perfect, a murit. Da, bine, că trebuie să vorbești tu. Ok, deci să nu mai trag cu racheta că mă vede, perfect. Amu, ce faci? Amu, ce fac? Continui, cum, ce fac? Așa, așa, ieșea prea scurt episodul. Nima asta remască, de la din Half-Life 2. Ok, stai, am luat bomba, am luat, hai să o plantăm. Vine un elicopter și e fain, cum sar de aici din barcă, trebuie să not înspre mal. Stai și nu ce. A, 25 de secunde trebuie să scap de aici. 1, 2, 3, 4, fiți atenți, bă, că știe să numere. 6, 7, 8, trebuie matematică pentru la vizionări să le pun număra și like-urile. Cred că au trebuit vreo 12 secunde să ajung pe mal cât mai repede, că bubuie dracu. Dacă mă bag acum în apă. Ok, că am scăpat de damage. Ok, trebuie să vină ăsta să mă ia, dar trebuie să apare elicopterul ăla. Hai că mă bag într-un boschet să nu mă vadă. Mamă, ce bun era mitraliera aia. Neghef sau cum vreți să-i spun. Aia cu 100 de gloanțe, M249. Ok, nu mai apare elicopterul ăla. Se aude, hai uite la acolo depărtare. Ia dă sniperul încoace. A, pe lângă am dat. Nu te bă, am tras drept în el și n-a. Nici n-are hack. Nici n-are hack. Ce se zice? Ia, i-am dat o rachetă. Încă o rachetă. Du-te bă, nu moare ăla de acolo. Du-te bă, nu moare ăla de la mitraliler. Stai că mă vede. Ia mă, gloanțe, este satul de tens, sânge, este bată. Da, o, grozav. Trag în el aici, în el, dar nu mă vede. Stai că dau și cu P90-ul, că ăsta... Hai mă, dă-i, dă-i mă, dă-i mă să zacă. Hai că încep să iasă fum.
De gloanțe dau un el aici. Gata, l-am făcut să plece. Ok, aia se prăbușește în ocean. Cred că am terminat și misiunea aici. Am vreo 10 minute măcar de filmare. Abar n-am. Nu, cred că am. Gata, a bubuit. Hai că vine asta acum să mă ia de aici. Nu știu unde dracu vrea să mă ducă. Și acum tot să zici ceva gen la produs, nu? Vedeți? Se înjură singur. Nu, asta vrei să zici? Eu? Nu. E, nu. E, nu. Gata, s-a terminat și misiunea asta. Bă, asta a fost așa, un scurt episod de revenire. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați tu cap în gură butonul sub videoclip. Ionuțe, hai, salute și tu. Salut, bă, da, subscribe la... Așa. La Codrin. La Codrin. Codrin, ne fă niște promovare, nu ți-am făcut și reclamă și tot. Hai, ciao, les.